Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Claudia Costandi, iar în acest weekend vă propun distracție atât pentru cei mici cât și pentru cei mari, chiar în inima munților pe Valea Vrigului. În apropiere de Sibiu am descoperit cel mai nou parc de distracții, care este atât o locație instagramabilă, cât și o destinație unde voia bună este la ea acasă. De la curse cu un colac gonflabil pe o pistă de mare viteză până la vizitat căsuța răsturnată, aici veți găsi tot ce aveți nevoie pentru a petrece două zile pline de zâmbete. Și să nu uităm și de experiența culinară, care vă promit că nu vă va dezamăgi. În parcul nostru, principalul obiectiv turistic este casa întoarsă. Este vorba de o casă de aproximativ 200 de metri pătrați, unde tot ce vă puteți imagina este pus brambura. Este o construcție destul de frumoasă și a fost o adevărată provocare construcția ei. Undeva la 2 ani de zile a durat. Sunt foarte multe detalii. Nu știu cum au reușit până la urmă inginerii să pună toate detaliile așa de brambura. A fost o adevărată provocare pentru ei. Inițial credeam că ei stau în cap și după aceea se gândesc cum să le monteze. Nu știu, dar o ieși ceva foarte, foarte frumos. Hai să vedem cum arată și în interior. Pe aici se face intrarea la etaj, în casa întoarsă. O să te rog frumos să deschizi tu ușa. Bineînțeles că la noi totul este pe invers, mai puțin angajații. Se ridică de mâneri, pentru că și ușa este pusă invers, ridică tare de mâneri, tare cu forță și împinge acum, perfect. Bine ați venit înăuntru. Nici o ușă nu știu să mai deschid. Da. Bine v-am găsit. Aici este etajul casei, este locul unde poți să calci pe bec fără să se întâmple absolut nimica. Fac o mică glumă. Aici intrăm unde avem și toaletele. Toaleta aceasta nu poate fi folosită din casa întoarsă. Toaletele sunt toate folosite, mai puțin cea din casa întoarsă. Este destul de dificil să... Bine că nu ne pun de apă în cap. Da. Ia uite, parcă totul plutește în sus. Zici că s-a schimbat gravitația. Da, parcul nostru sfidează gravitația. Aici este camera copilului. Este o cameră dezordonată. De fapt, este o dezordine ordonată. Știm cu toții cine au copii, ce se poate întâmpla într-o cameră. Pe aici ne putem cățăra să ajungem la jucării? Da, desigur, se poate. Pentru mulți copii ce ne vizitează casa, acesta este un topogan pentru ei. Toți se pun pe topogan și merg la vale. Bună! Salut, prințesă! Deci... atracția principală, uite, popușii, cabare. Da, copilașii sunt tare, tare bucuroși. Acum o să urcăm la parter. Hai să urcăm la parter, Andrei. Aici am ajuns în living, unde avem și cele trei pisicuțe. Avem două acolo și una în partea opusă. Avem și o măsuță cu un coș de fructe pe măsuță. Un șemineu. Lemnele, dacă te uiți atentă, și ele sunt puse invers, de fapt. Putem da drumul la șemineu? Da, putem da și drumul, doar că am oprit siguranța la ele. Putem să jucăm șah, dar doar dacă ne ridicăm pe vârfuri. Da, se poate juca șah, singura problemă e cu nebunul. Avem și dormitorul. Bineînțeles că detaliile contează foarte mult. La noi, într-adevăr, sunt destul de multe detalii. O parte din hainele noastre le-am pus pe sus. Ce tare! Da? Deci pot să-mi iau o pernuță, o bluză de aici în caz că mi-e frig. Da. Bine, sunt bine îmbrăcată, da. Dar desigur. Nu se știe niciodată. Aici și tablourile. Închidem ca să descopere și alții. Cărțile. Am avut o bibliotecă jos. Aici mai avem câteva cărți. Dacă cumva dormim și înainte de a ne lua somnul, să ne putem bucura de un citit. Imaginația este mult mai complexă datorită cărților. Aici este bucătăria noastră. Este una din încăperi cu foarte multe detalii. Deodată cumva rămânem în bucătăria noastră din restaurant fără produse, venim repede și le împrumutăm din casa întoarsă. Unul dintre lucrurile cele mai atractive pentru vizitatorii căsuței răsturnate este faptul că își pot face foarte multe poze inedite. Adrian mi-a arătat care sunt câteva dintre cele mai reușite locuri pentru poze, așa că vă las și vouă aici ideile. Așteptăm și copilașii și turiștii să viziteze și mini-zoo. Avem 7 alpaca, căprițe pitice, iepurași, pui de căprioare carpatin,
pui de căprioare lopătari, o să mergem și o să le și dăm ceva de mâncărică. Sunt niște animale foarte frumoase și răsfățate. Animăluțele se află într-o pădure fermecată. Aceasta este pădurea noastră fermecată, unde o să fie în continuare dezvoltată. Vrem să facem un trenuleț pentru copilași pentru a-i plimba prin pădure. Vrem să aducem și un pom vorbitor și multe alte animăluțe de dimensiuni mari, unde copiii poate să facă poze cu ele. Dacă tot am făcut rost și de pâine, hai să hrănim animăluțele. Desigur. Haideți să începem cu alpaca. El este Gicu. Uite, o să te rog să-i dai tu o bucățică de pâine. El abia este Gicu, da? Da. Aici avem femelele. Acolo am avut masculii și aici sunt femelele unde sunt căprițe. Avem și cele două alpacare, este vorba de Maria și de Bramburica. Căprițele sunt cele mai încăpățânate și cele mai răsfățate. Cred că se vede asta și după dimensiunea burților. Tot cred că sunt gravide, că sunt gestante, dar de fapt... Uite cum se linge pe botică, așteptând să-mi ia, uite-o! Și avem și un puiuț aici? Da. Ce faci, mai frumosule? Iedul acesta s-a născut undeva prin primăvară. El e fat în jur de două ori pe an. Și cât are acum? Are undeva la 6-7 luni, ceva de genul. Nu mai țin minte exact. Cum am avut puște? Mai multe dintre ele, dar le-am donat. Deci ea este Bramburica. Bună, este Bramburica. Ce faci, frumusețe? Ea, Bramburica, s-a născut în 15 mai, cu două săptămâni înainte de a deschide parcul. Este vorba de anul precedent. Mm-hmm. Este foarte frumoasă și foarte... Uite, Maria se pare că o răcit. Maria este mama Sănătate, ei. Sănătate, Maria! Sănătate, Maria! Ca alte activități unde se pot bucura atât copiii cât și adulții, avem o pistă de mașinuță dintre aceea clasică, cum era odinioară în Bălciuri. Mergem și noi să ne distrăm? Desigur, hai la o tură cu mașina. Hai! Cum ți s-a părut? Foarte tare! Da, mă bucur! Deci exact aceeași experiență, doar că acum știu și să conduc puțin. Avem grupuri din toată țara. Adică noi suntem pe Valea Vrigului, în județul Sibiu, iar grupurile de turiști vin din toată țara. Nu vin foarte mult din zonă, dar în schimb din toate colțurile țării ne-au vizitat. Eu țin să cred că în fiecare oraș în parte este cel puțin o poză pe social media cu parcul nostru. Următoarea noastră atracție este pista de tubing. Haideți să vedem ce frumos va fi și acolo. Tot ce trebuie să faci este să te pui în colac, ridici mâini, ridici picioarele și atunci cine sunt gravitația să ne facă să ne distrăm. Pista de tubing poate fi folosită pentru copii cu vârsta între 4 ani și 80 de ani. Adică fiecare din noi avem un copil și ea este făcută pentru toată lumea. Super! A, să pun șnurul! Ia uite, un lucru esențial, să pui șnurul înăuntru. Andrei, te aștept și pe tine, hai! Mai dat o tură, fetelor? Cum ți s-a părut? Plin de adrenalină, dar și safe în același timp. Da. Mi-a plăcut, chiar da. Mi-a plăcut. Și view-ul de acolo e foarte frumos. Da, mai ales că acum este și apusul de soare și de sus se vede totul splendid. E superb. Da. Ca și alte atracții ce mai avem în parc, vă invit în restaurantul nostru, unde putem servi și masa. Avem preparate tradiționale combinate cu ceva vânătoresc. Avem sarmale de porc mistreț, gulaș de porc mistreț, cerb, muș de vită, somon, păstrăv somonizat și multe, multe altele. Haideți să mâncăm ceva! Servim un gulaș de porc mistreț, piură de cartofi cu trufe și salată de murături asortate. Pentru a intra în parcul de distracții, biletul costă 30 de lei și include vizita la căsuța răsturnată, acces la mini-zoo, tiroliană și locurile de joacă pentru copii. Pentru o cursă plină de adrenalină pe pista de tubing, prețul unei fise este de 10 lei sau puteți cumpăra 10 fise la 60 de lei. Iar pentru a vă distra în mașinuțele bușitoare, o tură costă 20 de lei sau 60 de lei 4 ture. Pentru grupuri există prețuri promoționale, așa că dacă mergeți în gașcă mare, nu uitați să sunați înainte și să cereți o ofertă.